Am revenit în direct pe observatorul ph.ro. Suntem în apropierea zonei în care s-a declanșat unul dintre cele mai mari incendii de vegetație. Din păcate, abia aici ajungi în locul în care arde pe aproximativ 20 de hectare. Nu știu dacă vă dați seama din această filmare cam cât de mare este amploarea incendiului de vegetație. Destul de aproape de rafineria Brazi, însă nu este pericol. Cel puțin nu deocamdată. Au intervenit pompierii Suprahova, ne-au comunicat că sunt aici cu trei echipaje, sunt ceva mai în față, însă din păcate nu au ce face cu mașinile. Fiind nevoiți în acest moment să meargă pe jos pe câmp și să încerce să lichideze focarele. Cu siguranță, după amploare, este necesar și sprijinul populației din zonă, pentru că aceiași pompieri de la Suprahova ne spuneau că în momentul de față au încercat să se poziționeze în apropierea unor proprietăți, aici unde vedeți fumul ceva mai puternic, mai intens. Arde de jur împrejur și pe o parte și pe alta a drumului. Este doar vegetație uscată. Poate se vede și un ceva mai negru. Sper să nu fi ajuns focul și la vreuna dintre proprietăți. Deci, în mod cert, la ceea ce văd aici, vă pot spune că trei echipaje de pompieri sunt insuficiente. Suprafața este una imensă pentru un incendiu de vegetație. Numai puțin de 20 de hectare. În această parte focul a pârjolit. Deja și se extinde spre zona locuită. Pe drumul din Bărcănești până aici am văzut și foarte multe gunoaie aruncate la întâmplare. Este incredibil, parcă ar fi o groapă de gunoi la marginea Ploieștiului. Evident, una clandestină. Și este foarte ușor ca focul să se aprindă. Se și aude trosnind vegetația care arde. Vom vedea imediat despre ce-i vorba și în zona în care iese acest fum negru gros. Deja aerul este destul de greu de respirat în această zonă. Incendiul a fost semnalat încă de undeva după orele prânzului, pentru că, iată, a avut timp să arde o suprafață destul de mare. Pompierii s-au străduit să-i facă față, însă iată că nu reușesc. Și din păcate se extind. Este imposibil ca trei echipaje de pompieri să acopere o suprafață de 20 de hectare. Acest utilaj agricol încearcă să răscolească pământul, să facă o zonă de delimitare a resturilor vegetale uscate, tocmai pentru ca incendiul să nu se propage.
deja destul de periculos și pentru ea. Așadar, dacă ați intrat ceva mai târziu în direct alături de noi, vă reamintesc faptul că, și îmi cer scuze din când în când pentru faptul că tușesc, se respiră destul de greu în această zonă. Spuneam, arde de jur împrejur în Barcănești. Pompierii ne-au informat că incendiul de vegetație uscată a cuprins peste 20 de hectare în localitatea Bărcănești. Încearcă un utilaj agricol să izoleze perimetrul pentru ca focul să nu se propage, dar ciudat că sunt doar 3 echipaje. Și cu siguranță va fi nevoie, vă spuneam, și de sprijinul localnicilor. Asta în cazul în care vor să evite ca focul să se apropie de proprietățile lor. De altfel, obiectivul principal al pompierilor ISU Prahova este să țină focul cât mai aproape de proprietăți, așa ne-au și declarat, ceea ce înseamnă că de partea cealaltă, în această direcție, de partea cealaltă a câmpului este drumul național numărul 1, iar în această parte suntem relativ aproape de combinatul OMV Petro. Din când în când sunt zone în care au fost depozitate gunoaie. Probabil fumul negru din această parte este de la mase plastice, de la cauciucuri, ceva destul de greu de spus, pentru că vegetația este destul de bogată și uscată, din păcate, și se aprinde imediat. Sunt aici echipaje ale jandarmeriei, pompierii de la ISU Prahova. Vă spuneam, deja sunt colegilor în teren. Merg pe jos, încercând să acționeze înfocarea de incendiu, dar deja este greu de spus care mai este focar, pentru că o suprafață cuprinsă de foc pe aproximativ 20 de hectare este una absolut impresionantă. Este foarte mare și, din păcate, cu pericol de propagare către proprietăți. Ce arde aici? De la ce-i fumă? Nu știți, nu? Materiale combustibile. Ce pasă? Sunt proprietăți sau aici, nu, în aproape? Sau nu, nu, ăsta e teren direct. De ce? Gunoaie. Da, probabil gunoaie. Este deja celebrat zona unde drumul se termină brusc în câmp. A devenit virală această imagine. Aici au postat și jandarmii și pompierii. Trafic are de suferit din cauza fumului de sarte de parte și de alta drumului, în special în această zonă, și
Vă, cum puteți observa, vântul le aduce fumul către Ploiești. Vom reveni cu detalii în funcție de informațiile pe care ni le vor furniza cei de la ISU Prahova. Pe final, vă reamintesc faptul că peste 20 de hectare de teren cu vegetație uscată sunt cuprins de flăcări în localitatea Bărcănești, în apropiere de deja celebrul și viralul drum care se termină în Porumb. Păcate, pe aceste terenuri sunt depozitate gunoaie. Iar acesta este efectul produs de neglijența autorităților care, de-a lungul timpului, nu s-au interesat să rezolve această problemă. Se prinde pe cei care, în mod constant, aici aduc gunoi. Aerul este destul de greu de respirat. Mirosul se simte în tătăranii, în Bărcănești și, din câte am înțeles, între cei care ne urmăresc, și în Ploiești.